my darling, I'm hungry for your touch alone. Lonely time. Mai bine decât la orice repetiție a cântat acum. Veronica Liberati și Laszlo Ianușco. Felicitări pentru moment. Mie mi se pare că pe cât de simplă pare piesa asta, pe atât de complicat e să o cânti. Exact, așa este. Parcă mi-aș fi dorit să simt mai mult pe partea de feeling, pentru că vocal v-ați descurcat foarte bine. Mulțumim. Tudor Chirilă. E greu cu piesele astea cunoscute, extrem de cunoscute. Nu poți reproșa nimic. Poate doar faptul că în interpretarea ta, Laszlo, aș fi făcut un pic mai puține melisme, să nu mă duc în zona asta de pop atât de pregnantă, dar na, asta e o chestie doar la mine. E un moment care a favorizat-o, din punctul meu de vedere, mai mult pe Veronica. Așa pare. Cum i s-a părut Irinei Rimes? Mie mi se pare că piesa a fost aleasă mai mult pentru Laszlo, pentru că Veronica s-ar fi sprăvit și cu o piesă mai up-tempo. Pe de altă parte... Asta nu înțeleg cu isprăvitul, explică-mi, te rog. S-a descurcat. Da, s-a descurcat. S-a dus-o la bun sfârșit. A, deci termenul e problema. Da, mă, nu înțeleg, nu știu ce înseamnă. Eu te întreb pe bune, nu știu. S-a pleat pe bune. Îl schimb, gata, am înțeles. Nu face parte din vocabularul vostru. Bun sfârșit. Pa! Nu face parte, vocabularul nostru, dar cu alt sens. Da. Ce înseamnă dacă zic Moldova s-a isprăvit? Atâta spunem. Adică ai un moment și l-ai dus bine până la capăt. Moldova s-a isprăvit la concursul Eurovision și a luat locul întâi. S-a isprăvit. Înțelegi? Ce înseamnă să ai da. Isprăvit? Să termine, adică, un lucru cu bine. Cu succes. Exact. Da. Cu succes. Ok. La noi nu folosim în sensul. Și vă rog să începeți să vă adaptați. Mulțumesc frumos. Bun, haideți să trecem peste acest moment. Eu, dacă ar fi echipa mea, eu aș merge mai departe cu Veronica. Dar nu în urma ta, și atunci o să se acestei... mai departe cu... Mă lași să vorbesc, te rog frumos. Nu întotdeauna te-am lăsat. Fii gentil, fii drăguț, măcar o dată. Anumite lucruri trebuie să se isprăvească. Măcar o dată. Gata, s-a terminat. Atât. Da.
Perfect, să vedem cum vor isprăviți. Să vedem cum vor isprăvi Smiley și Teo Roz. Teo. Isprăvim aș, dar n-am cui. Să știți că suntem foarte mândri de voi. Evoluția din seara asta a fost mai bine decât orice repetiție a voastră. Laszlo, vreau să te felicit. În mod special pentru că știu cât ai muncit, cât ai străduit și a fost foarte bine. V-ați armonizat foarte frumos. M-a emoționat momentul ăsta și vă mulțumim că chiar ați făcut ca momentul ăsta să fie unul pe placul tuturor celor care ne urmăresc, nu doar al nostru. Smiley! Dragii mei, mi se pare că sunteți doi oameni de ispravă. Uite, de aici vine, vezi? De aici vine, sunteți okay. Doi oameni de ispravă. Isprăvește, Irina! Așa, sunteți doi oameni de ispravă. Nu, că ai isprăvit tu, lasă! Isprăvitule! Mi se pare că ați cântat împreună foarte frumos. A fost așa, ca o plutire toată povestea voastră și mie mi-a plăcut foarte mult și vă mulțumim din suflet că ne-ați livrat un moment profesionist. Excepțional! Ia să vedem, mai are de isprăvit ceva, Tudor? Acum 400 de ani, dacă eram, aș fi spus ispravnicului meu, oamenii ăștia merită încă un concert. Exact! Bun! La lăută! Mă uit la cei doi antrenori, Smiley și Teo Roz. Decizia voastră este... Mergem mai departe cu Veronica. Veronica! Liberati! Mergem mai departe la Vocea României în echipa Smiley, Teo, Roz. Chiar nu mi se pare că a favorizat pe niciun dintre ei. Doar că Veronica e clar că e un pic mai antrenată în direcția mai nouă a muzicii. Uită-te la ei, la ai noștri antrenori și convinge-i că vrei să rămâi la Vocea României. Păi... Cum să nu aș vrea să rămân? Vrea să mai lucrez? Dacă se poate. Bun! Decizia antrenorilor este... Este aceasta, o aplaudăm, mulțumim frumos, Laszlo, baftă multă în continuare!